Bună seara, dragi oameni buni, bună seara, dragi uh, români și la mulți ani nouă, uh, cum ar veni. Uh, am decis să facem o ediție uh, absolut specială a, edi uh, a emisiunii Cancan Exclusiv cu un icon. Cu. O... Chiar dacă acest cuvânt a fost englezesc, eu vă spun că am alături de mine o invitată uh, pe care mi-am dorit de foarte mult timp să o aduc. Este o figură emblematică pentru serialele TV din România, Diana Dumitrescu. Îți mulțumim foarte mult că ai venit și la mulțea. Mulțumesc pentru invitație, Sabin. La mulțea ție, la mulțea românilor. Ok. Fii atentă. Am și scris o burtieră. Diana Dumitrescu dezvoltă din spatele unei cariere de succes. Bun. Și următoarea burtieră vorbește despre faptul că ești actrița ce a bucurat milioane de români de-a lungul timpului. Adică din anul 2005 când ți-ai făcut practic debutul în Păcatele Evei aveai 22 de ani. Uh, ți se pare îndepărtat momentul respectiv, sau pare că a fost acum, Adineaura? <laughs> Mi se pare din altă viață, nu că îndepărtat. Mi se pare că eram cu totul altcineva, da, nu, foarte departe, foarte departe. Mă bucur că a avut succes. Mă bucur că, uite, încă are succes, cel puțin Regina este și acum pe post, se dă. Oamenii se uită. Ce să zic? A fost o modă. Uh, care și, a prins. Și tu ai fost rențetărul, practic? Uh, nu neapărat eu. Nu eu, nu pot să zic că am fost eu trendsetterul. Trendsetterul a fost Alexandru Papadopol, Corina Dănilă și nu mai știu cine a mai jucat în numai iubirea. Exact, Adela Popescu, Dan Bordeanu, ei au fost trendseteri. Ei au început acest cu ei s-a început acest val. Nu eu. Eu am avut și eu succes după aceea, dar după ei. Uh. Vreau să fie o ediție ușor relaxată, nu o să băgăm bățul prin gard foarte, foarte mult, asta vorbeam înainte de emisiune cu Diana și spunea că bă, eu nu sunt tipul de om foarte curios sau și dacă am o curiozitate, nu întreb neapărat că nu-mi place să fiu intruzivă. Eu o să fiu intruziv, dar cu măsură astăzi și vreau să întreb dacă la tine a fost noroc, a fost conjunctură sau ai atras cumva chestia asta, și ulterior a fost o muncă din asta draconică ca să menții succesul? Eu zic că a fost norocior la mine. Okay. <laughs> și cum am început, că am ajuns întâmplător și la concursul de mis, unde m-au descoperit cei de la ProTV, mm -hmm. uh, și faptul că am luat un rol, am avut un rol secundar, am fost o figurație specială în păcatele Evei, după care uh, mi s-a mărit rolul, s-a schimbat puțin dinamica acțiunii acolo și scenariul și așa, mi s-a mărit puțin rolul, după care m-am dus așa cu o tupeu, țin minte, la Roxandra Ion și am întrebat-o, știți, doamna Roxandra, eu nu mai am bani să stau în București pe timpul verii, mă mai țineți aici, mai îmi dați de lucru sau nu? Și m-am mai chemat la casting, am mai luat casting mai departe și așa am mers, dar cum să zic, primul, primul pas către televiziune a fost un norocior pentru București. Deja lucram în televiziune în Constanța. Ok. Deci tu cumva ai știut clar ce vrei să faci pentru că ai, ai absolvit facultatea de teatru la Constanța? Ovidius. Da, da. Ovidius. Da. Da, dar A. vezi că asta cu știai ce vrei, nu știam ce vreau. Să știu, am dus obligată de mamă la facultatea de teatru. Nu, am vrut, eu vroiam să fiu profesoară de limba engleză, dar am picat la admitere. Și atunci m-am zis neapărat îți trebuie o, 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 să dai la o facultate de backup Și la teatru am intrat prima uh -huh. Nu știam ce vreau să fac Lucrurile s-au legat așa, așa au venit pentru mine Nu, Eu nu am zis gata, vreau să fiu un star, vreau să fiu mega actriță, vreau să fac vreau. Nu, au venit așa Așa, valu. Și să știi că de câte ori mi-am făcut planuri, n-au funcționat La mine am mers asta cu ce-ți dă viața, îmbrățișează și profită și fă cât mai mult din... din ce primești? Make the most of it, cum ar spune englezul, exact. dar nu ai misiune specială de 1 decembrie și nu putem. Uh, ai simțit vreodată că e peiorativ termenul de telenovelă? Adică uh, noi am scris regina serialelor TV ca să fim mai politically corect. că nu nu au fost toate telenovele, s-au început cu telenovele ca și termen și ca și acțiune, ca și subiect și așa, dar ele au devenit seriale în timp. Regina se poate numi chiar un serial în toată regula pentru că a avut foarte multă acțiune, uh, n-a fost doar uh, o chestie așa de ne-am îndrăgostit, s-a făcut un accident, a dispărut, ne-am reîntâlnit după niște ani și știi cum cam asta era basic pentru telenovele. Ops, am scăpat în engleză, ai văzut și eu. Okay. <laughs> um, eh, am simțit treaba asta la un moment dat când m-am dus să dau probă pentru o piesă de teatru și mi s-a spus că sunt actriță de telenovele. Și am zis, mie mi se pare că actorul e actor, indiferent în ce joacă, că joacă în telenovele, că joacă în seriale, că joacă în filme, că joacă pe scena teatrelor, pe scenele teatrelor. Deci, actorul este actor. La bază este același lucru, că e ritmul diferit, că e acțiunea diferită, n-are legătură. Și drept dovadă, oamenii care mi-au spus au jucat și puțin mai târziu actorii ăștia de teatru care erau foarte așa, cu actorii de telenovele. Și se le și spunea același lucru în emisiune la un moment dat. Zicea, bă, a existat o perioadă în care se făcea foarte clar de partajarea între, face, între sigur. astea. Și acum Două. Se mai face. Ok. Uh, ai regretat vreodată un rol pe care l-ai avut sau, nu știu, vreo scenă care ți s-a se, se părut că, bă, nu știi, tu, magi, dar acum dacă toți sunt aici, hai să o facem. Adică, nu știu, poate vreun dans, vreo scenă mai intimă, vreo ceva. Nu, n-am regretat absolut nimic din ce am făcut. Până la urmă era la mijloc actoria și atât. Din contră, m-am bucurat de fiecare rol pe care l-am avut și am încercat să fiu din ce în ce mai bună de la rol la rol, de la zi la zi, de la secvență la secvență. Pentru că, practic, actoria înseamnă experiență. Nu poți să devii să fii din prima super uh, um, talent talentul poate să fie dar mm. ca să-l exprimi, ca să-l arăți telespectatorilor trebuie experiență. Trebuie să te șlefuiești da. practic. Da, da. Ok, deci n-ai regretat nimic, toate rolurile au fost mănușă, n-ai acceptat nimic. Uite, cum ai zis atunci despre Ruxandra Ion, că eu nu mai am bani să stau în București, acum mă mai ții sau nu mă mai ții. N-a fost niciodată o chestie de genul ăsta, zic, bă, a venit un proiect, trebuie să-l iau chiar dacă nu mi se potrivește nu. neapărat. Nu, pentru că mi-au plăcut toate rolurile și oricum fiecare rol e provocare, fie că este un rol principal sau că e un rol secundar, sau un rol de coloratură, toate sunt o provocare pentru un actor. Adică, atâta timp cât ai ochii deschiși și îmbrățișești ce ți se propune, n-ai de ce să ai regrete. Cât de mult te-a ajutat faptul că ești o femeie foarte frumoasă și foarte uh, sexy, Diana, pentru că știu că uh, am citit o știre și dacă îți vine să crezi, chiar era pe internet știrea asta, deși um, ea ar fi fost difuzată în perioada în care exista uh, printul la putere. Uh, Diana Dumitrescu și-a făcut operație de augmentare a uh, și-anume sânilor, dar uh, cât de mult te-a ajutat faptul că tu ai fost și ești în continuare un... Uh, un sex simplu, știi că eu mă întâlnesc mereu cu tine la evenimente și spun treaba asta, ție și Dana îi să vui, că nu știu. <gântă> am eu, eu. eu nu m-am văzut niciodată așa, sincer, eu nu m-am considerat niciodată o femeie sexy. O femeie frumoasă, da, pentru că mi s-a spus de acasă, de când era mică, că sunt frumoasă, că sunt frumoasă, că sunt frumoasă. Mi s-a spus Ți de Și asta. da, cumva, da, pot să cred și eu mă mai uit în oglindă, am dimineții în care mă văd frumoasă, astăzi mi-a plăcut cum am machiat și mi-am aranjat părul, am văzut frumoasă, dar știi cum e vorba de percepție. Fiecare vede frumusețea în, într-un fel diferit, știi? Iar asta cu sex simbolul, na, probabil că a apărut imediat după ce mi-am făcut augmentarea la și într-adevăr, mi se accentua silueta, talia și mai departe, dar eu nu m-am considerat niciodată neapărat un sex simbol. Adică n-am fost, nu, nu m-am simțit. M-aș -aș fi simțit sex simbol dacă Uh, eram abordată de o grămadă de bărbați și toți ar fi vrut să iasă în oraș cu mine și să mă sune și a zis, băi, da, dar nu, nu m-a sunat nimeni. Pe, pe <laughs> nu m-a sunat atât de mult vorba să zici, mamă, gata, m-au făcut să mă simt așa, uhu! Unul la mână, atunci era greu să faci rost de numărul de telefon din pagina URI. <laughs> da? da? Acum, asta ar fi fost una dintre întrebări, dar discutăm uh, ușor mai târziu. Uh, dacă exista social media atunci, Păi, eu zic că era alt, treabă, treaba, adică era altceva. altă situație, nu? Probabil. Îmi imaginez. Da, Probabil. revistele pentru. Știi că pe vremea era un flex, între ghilimele, dacă pozai în revistele respective, uh -huh. care veneau și cu niște bani grei. Uh -huh. La da. tine cum a fost relația da, da, cu ele? Da, n-am pozat. Nu. Știu, da, te-au sunat, adică m-au sunat, m Da, Bani sunat. mulți? Uh... Nu aș putea spune bani foarte mulți, și nici n-am fost încântată de ideea de asociere de imagine, știi? Pentru că îmi doream să-mi fac o carieră deja, jucam în telenovele, vroiam carieră și vroiam să fiu actriță și vroiam să fiu cumva luată în serios, deși eram considerată blonduța de la Constanța, vroiam să fiu cumva luată în serios pe partea asta de meserie. Și atunci, dacă aș fi pozat în Playboy, Playboy, Playboy așa. Lumea nu ar fi fost neapărat că m-a fi catalogat, cum au fost catalogate de-a lungul timpului vedetele care au apărut. După aia s-au liniștit puțin lucrurile, dar în momentul respectiv, când aveai nevoie să ai credibilitate în fața oamenilor cu care lucrezi, în fața regizorilor, celorlalți actori, n-ar fi fost ciudat. Am pozat mai târziu un FHM, De două da. ori cred că am pozat în FHM da, de Dar două era un pic mai. Dar deja eram, eram cred că eram deja căsătorită, deja uh -huh. era, lucrurile erau puțin diferite și nu eram, uh -huh. uh, nu am pozat goală, am pozat în costum de baie. Deci, deci ai, practic, ai pozat în efectiv, dar prima dată ei refuzat pe ea de la Playboy. De da. da. da, Cam ce an era? Păi, 2006, cred. Mamă, era în floare atunci, a început în 99, în 2006, deja dacă apărea în Playboy, erau niște onorarii din 20 de, mii de dolari atunci cam nu știu ce să zic. Nu Ok, deci nu știu ce să zic? Concluzia asta e mergea bine din terenul domne da. și a fost mai importantă eticheta practic da. decât da. o simplă apariție într o revistă de genul ăsta. Am o curiozitate Diana pe care ți-o voi lansa chiar acum sub formă de întrebare. Soțul domne, Domnul Alin Marbeni. Domnul Alin când te vedea la televizor. Pe vremuri. Uh, n-a avut niciodată un crash pe tine, n-a avut niciodată gândul ăsta de uh, această doamnă, această doamnă respectabilă și stimabilă va fi soția mea Că știi că mai ai crush practic A avut ceva, dar nu mi-a recunoscut în totalitate mm, Să-i batem obra <laughs> M-a văzut o dată, chiar m-a văzut pe stradă și uh, eram într-o perioadă așa mai... Na mai ciudată. da. Așa. Și zicea, a zis că mi-am mi-a zis, uite, femeia asta de frumoasă și îmbrăcată în halul ăsta. eram ceva cu un tricou, cu niște blugi largi, aveam o șapcă în cap, eram așa. Eram. Nu vă știați? Nu, nu ne cunoșteam. Dar el, mă știa, el mă știa de la televizor. Te, știa de la televizor. Da, incredibil. Da, și mi-a zis, te-am văzut pe stradă și eu, așa, femeie frumoasă și era așa. Și le-am Da, se mai întâmplă și de asta. Ce? Cam 2010, 11, 12, pe uh, acolo Nu, 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 noi ne-am cunoscut în 2015 După da. acolo, 2014, 2015 Da, și el te-a văzut cu câțiva ani înainte, îmi imaginez nu? În, în postura asta, nu, atunci, 2014, 2015 Opa, opa, păi și după aia cum a făcut? A făcut-o posibilul să ajungă la tine, cum ar veni, nu? Uh -huh. Bine, era și social media, adică era mai ușor să Un follow pe Instagram, un like cu asta da, Avem prieteni comuni Nu, ne-a făcut cunoștința Augustin Vizirul Să-i dea Dumnezeu sănătate sau nu? <laughs> Uneori mai zic când, la început relației, când ne mai certam cu, mai certam cu Alinul, sunam pe Augustin. <laughs> Îi spuneam niște lucruri la Bă, Ce a fost -a, în capul tău? A? Ce a fost în capul tău, Augustin? Da, da, că da, mai da, 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 da. Ok, dar acum e bine, adică totul s-a da, da, da. calibrat. Știu că am văzut zis. în podcastul Ilincăi pe care o pupon și o salutăm și ea o, o a, româncă veritabilă, superbă, da, cu care ne mândrim, practic. Mereu am zis script, da crash meu van da, da, da. și n-am cum să nu. Da. da, top, top, Da. Arată așa. și ce ai vorbit acolo uh, de, și despre uh, relația cu domnul Alina, ai vorbit acolo și despre copil, aspecte pe care le vom atinge în cele ce urmează, însă hai să revenim la partea asta de uh, profesie, pentru că vreau să te întreb cum ar fi fost, domne, dacă ai fi jucat în proiectele alea atât de mediatizate și atât de tari acum când exista social media. Pentru că în continuare sunt caturi pe TikTok, adică sunt peste tot găsești secvențe de acolo. Cred că aș fi fost un fel de chiar aferanie acum. <laughs> E, e posibil, e posibil. Așa, ca să las modestia la o parte, da, pentru că a avut un succes uriaș, Regina. Da. Regina, țin minte că a bătut toate recordurile de audiență pe vremea respectivă uh -huh. și uh, oamenii ne îndrăgeau, ne iubeau, veneau cu miile pe la moluri pe unde făceam tot felul de uh, acțiuni în astea, să mergem, să ne întâlnim cu fanii și era ceva, era chiar era nebunie. Nebunie mare. Deci, da, probabil că dacă s-ar fi întâmplat atunci să fie cu social media și cu toate rețelele de socializare, ar fi fost un boom mult mai mare, dar nu numai pentru mine, pentru toată, toată lumea, lumea, pentru industrie în sine, adică pentru că s-ar fi promovat mult mai mult, mult mai intens. Noi ne promovam prin TV, reclamele de la TV și câteva reviste. Ori nu toată lumea cumpăra reviste da. și ziare. Uh -huh. Acum toată lumea are un telefon deștept cu unde poate să vadă și au rețele de socializare. Adică ar fi fost impactul mult mai mare și chiar și așa a fost. Dar nu consider cumva că atunci acest filtru pe care îl impunea TV-ul și pe care l-ar fi impus și presa la vremea respectivă vă făceau să fiți mai certificați? Adică nu pătrundea așa chiar orice da. intrus sau neavenit, între ghilimele, dacă vrei? Nu neapărat certificați, cât poate era mai... Intangibili, știi? Uh -huh. Acum ai acces la viețile, oam viețile oamenilor prin prisma asta, în funcție de ce pune fiecare pe da, social media. Pe social media da. uh, și e mult mai ușor de ajuns atunci, nu ajungeai și să te întâlnești cu un om pe care îl vezi la televizor, pe stradă, era ceva așa. Adică eu mi-amintesc reacțiile oamenilor de pe stradă, care veneau și nu puteau să respire, nu puteau să vorbească, se înroșau, tremurau, unii plângeau, alții te luau în brațe, alții nici nu puteau să vorbească. Adică erau niște uh, trăiri pentru ei, dar și pentru noi. Că să să te întâlnești cu cineva pe stradă să înceapă să plângă când te vede zici, au, ce ai pățit, ce s-a întâmplat și ce... sunt atât de fericită să te văd, adică lucrurile astea au impactat generații și asta pot să o spun și prin prisma uh, oamenilor cu care mă întâlnesc în ziua de astăzi, care sunt nu neapărat de vârsta mea, să zic cu 5 ani, 10 ani mai mici și îmi spun, am crescut cu tine, mi-a impactat viața, ne-ai schimbat viața, ne-au schimbat perspectiva a ceea ce înseamnă lume, toate serialele și filmele pe care le-am văzut cu tine și atunci. Evident că cred că eram. Am, faptul că am fost mai intangibili, mai puțin accesibili, a făcut oamenii să fie, să-și dorească un viitor în, în treaba asta. Ok. Pentru că vreau să și niște evergrinuri. Mm -hmm. Clar sunt niște evergreen-uri, sunt niște chestii da. care vor dăinui um, timpului, da? Um, am stabilit-o și pe asta cu social media. De care a fost prima zi în care ți-ai dat seama că ești celebră sau foarte cunoscută? Ați mai mai aminte? Adică îmi imaginez că se difuzau niște lucruri la televizor și pe fiecare zi ce trecea creștea acest capital Când de imagine am fost în caravană, eram la iubire ca în filme și dansam Uh -huh. Și eram cinci fete care dansau și tot timpul aveam programul ăsta de dans pe scenă Și la sfârșit ni se punea un pupitru și aveam niște cartoline și dădeam autografe Și evident toată lumea se la Adela, că Adela era super cunoscută Adela era super îndrăgită, iubită de, din numai iubire și așa mai departe Și când s-a făcut coadă și la mine pentru autograf și îmi spuneau Diana, Diana, Diana Am zis, oh mă That's cunoaște lumea! <laughs> da, cred că atunci Obsedații au fost? dă trimiteau scrisori pe adresa redacției, dă trimiteau acasă flori și ciucuna. Am avut obsedați până târziu, în 2014, să știi. Care m-au da. urmărit, care au aflat unde stau, care mă așteptau cu flori la ușă sau poate... <laughs> adică de alea, de fugeam. Am avut stocări. Doi Dar, am avut. Doi, doi stocări am avut. Doi. Pe unul l-am și văzut fizic în fața blocului. Și a fost nu neapărat ok. Pentru că îmi trimitea și niște mail ciudate și cu poze explicite. Mm. Adică ceva rău. Adică n-am putut să mă dau jos din mașină să zic, bună, hai să fac o poză să scap de tine. Ci m-am uitat, am văzut, am întors mașina și am plecat de teamă că mi se poate întâmpla ceva. Și am strâns încă am mail-urile respective pentru că am zis la vremea respectivă, dacă Doamne ferește, mi se întâmplă ceva. Sunt o dovadă. Sunt acolo, da. Da, nu am. Acum ai scăpat. Da. Doamne, ești. Poze explicită, uști. Da, ceva rău Urât. Dar să știi că încă se trimit și nu numai mie Pe social media, pe mesajele da, private Nu știu, că nu știu Se uită așa și au senzația out of că, noi. că <laughs> sunt humoși, nu nowhere. Și, adică, și doamnă Măritate și cu da, casu, Dar Nu și, numai mie, să bă, știi deci nu, sunt, nu sunt singura și sunt și Urât. persoane care nu sunt Neapărat uh, 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 Persoane publice Care primesc așa ceva Deci um, da. există de ce și un revers al social media. Da, asta practic. o știm cu toții despre ce vorbim. Da. Bun, dacă ar fi să refaci acum un proiect cu toți colegii de atunci și toate mijloacele de acum, care ar fi acel proiect? Iubire și onoare. Iubire și onoare. De altfel, mi-a e mult personajul. Care s-a făcut în anul? 2000. 2000 zi... a fost imediat după Regina par? Care era domnul ăla cu Bobby Parai de juca Cabral cu Bob, era Bobby Parai. Bobby Parai era în iubire, iubire ca în filme. Așa, că să uită avem acum acasă pe cineva care să uită tot timpul și chiar am văzut o secvență cu tine, dansai. Asta era, da. dansai și de acolo mi-au venit mie niște întrebări. Știi? Și eram zic, uite, o e Diana, o să am la emisiune. Doamne, știi, e foarte bine. Da. Bun. Uh, și pentru că difuzăm acest interviu de 1 decembrie, vreau să întreb dacă te-ai gândit vreodată să renunți la România, domnule. Să pleci din România, să te muți. Că -ai, tu și soțul ați călătorit foarte mult, știu că povestea asta chiar în perioada în care erai însărcinată, este că vrei să ai o sarcină foarte ușoară și uh -huh. friendly da. uh, și ați călătorit mult. Și mă gândesc că poate la un moment dat a venit asta de... Malin, dar noi de ce nu ne mutăm, modă, în România. Um. Am avut prima mi-am dorit prima oară să plec din România când aveam 24 de ani și aș fi vrut să plec în America, să-mi încerc norocul la Hollywood. Visul America. Da. Uh -huh. Nu s-a putut, nu am avut curaj să las totul în urmă și să plec, aici deja îmi făceam un nume. Na. Și discuțiile cu Alin sunt simple, noi ne dorim mie mi ar plăcea să mă mut în Provence, la bătrânețe, într-o căsuță. Mică, adică să nu fie nici tot timpul prea cald, dar nici foarte frig. Cumva, așa, într-o zonă de asta. Eu îmi doresc, sau o casă în Amalfi, tot așa, pe malul mării, undeva în Italia sau Franța. Da. Frumos. Sau dacă cine știe ne lovește Dumnezeu cu multe milioane de euro, să-mi cumpăr o insulă prin Maldive. Dacă ar fi să fie, doar așa. Dacă Dar... ar fi, că adică dacă nu se poate, e ok și așa. Teoretic ar trebui să stai uh. la rând pentru că noi suntem recunoscuți ca un popor care își dorește niște câștiguri Dar... rapide. Și eu îl vreau, Doamne ajută, eu merg din un apartament aici, am bucurie să nu mai stau în chirie, măcar dacă mă aude. Păi cine știe, dacă muncești, pui bani pe da, bani, s-ar putea să... Da, tu ești genul strângător sau genul mână largă? Mână largă, domn. Nu, no, mână largă, am călătorit, mi-am cumpărat, am trăit din plin tot ce am avut și nu am niciun regret că nu mi-am pus bani la... Mm -hmm. Ba, Mi-aș fi dorit și eu ca și tine un apartament al meu pe numele meu, dar uh, uite că de bine de rău lucrurile s-au așezat în așa fel încât nu am nevoie de el. Iar cu plecatul din România, sincer, acum dacă stau să o iau așa la rece, nu n-aș pleca. Mie îmi place țara noastră. Mie îmi plac oamenii de aici, mie îmi plac locurile noastre, sunt foarte frumoase. Poate la bătrânețe așa exagerat să avem o casă de vacanță unde să petrecem câteva luni pe an, da. Dar să mă mude tot din România n-aș putea. Aici am familie, aici am prieteni și până una alta știi cum e. Nicăieri nu mai bine ca acasă. Ok. Diana, vom intra în acest spectru ușor personal, dacă vrei, pentru că am auzit acolo niște referințe tot în podcastul Ilincai și vreau să le dezbatem așa ușor. Spuneai că tocmai ai împlinit 40 de ani, da. la mulți ani, Mulțumesc. doamnește să fie bine, o carieră prolifică în continuare și să bucuri alte milioane de români care doamnește. poate se nasc sau poate cresc, iarăși cu tine. Spuneai că aștepți un boom profesional și că l-atragi. În ce ar consta boom-ul ăsta profesional? Un boom? Nu, 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 n-am zis asta, n-am zis boom profesional. Am zis că aștept acel de click la 40 de ani unde se întâmplă multe lucruri și chestia aia mișto, cum mi-a povestit și Mirela Bucovician și Cătălina Grama și îmi ziceau, după 40 de ani se întâmplă, vezi lucrurile, să fac niște chestii în viața ta și așteptam și așteptam, încă n-a venit. Uh, mi-aș dori să mai lucrez, adică în sensul să mai lucrez la un, un film sau să, la un serial. Adică sunt lucruri pe care am început să mi le redoresc acum, că a crescut Carol, că are programul lui, că am mai mult timp pentru mine și atunci aș putea să fac chestia asta și el nu mi-ar simți lipsa atât de mult cum ar fi făcut-o și cum a făcut-o când am lucrat cu Tony Grecu la celălalt serial. Uh -huh. um, dar nu este ceva după care neapărat să zic că disper. Viața mea este foarte aranjată acum. Mie mi este foarte bine. Eu sunt fericită, sunt împăcată cu ce fac, cu ce am, cu ce vine. Dar nu mai sunt așa, știi? Acum sunt deschisă și aștept dacă mai apar oportunități, castinguri, nu le refuz. Deci, dacă e să pice, pică domnule, da. dacă nu, în continuare ești taxată pe creșterea lui Carol. Carol. Da. El a văzut Lucruri cu tine, lucrări de ale tale, poate, secvențe cu tine? Nu, m-am mai văzut pe la televizor, mm -hmm. invitată pe la emisiuni, dar nu, nu are. Nu e încă curios, nu i-am arătat. Are timp să vadă mai târziu. Pe asta, adică tu cumva fiind un tezaur, că, băi, eu. De, dar nu putem să-l tu Ești asta. foarte drăguț, nu. așa e și generația nouă, dar eu nu mă consider Tezaur. Tezaur este Carmen Tănase Tezaur este, nu știu să zic cine, dar și tu Adică ești. Nu, nu eu, eu sunt, am făcut și niște roluri, eu nu pot să zic, eu nu am un, eu nu am un, un CV atât de vas și de plin încât să spun, mamă, boi, câte experiență am și câte lucruri am făcut, nu, am jucat în niște seriale, am jucat în niște filme, am jucat în niște piese de teatru. Lumea mă iubește prin prisma acestui personaj, dar nu, nu, pot, nu mă pot considera eu la nivelul celor care merită. Da, eu am zis-o, să știi? Adică îți mulțumesc eu am zis-o, eu, eu mi-o asum. <laughs> ești foarte drăguț, îți mulțumesc, dar repet, uh, sunt alții care merită această... Titulatură? O are da. și titul, titulatură mai mult decât mine. Uite, dacă tot am ajuns aici pentru că aveam această întrebare pe listă și pentru că este 1 decembrie și ai jucat cu foarte, foarte mulți actori uh, pe care publicul îi consideră mari, niște monștri sacri, domnul, cu așa să zice la noi în România, monștri sacri, uh, care sunt cei trei, un top 3 ai uh, actorilor care te-au impresionat cel mai tare și zis, băi... Ma, e, e mult, adică ce face omul ăsta e mult și nu s-ar putea niciodată clădi dintr o viață, domn, cum ar veni um, luăm 3-2-1 da. Deci, da ar fi așa, pe, stai să mă gândesc pe locul 3 um, pe locul 3 Florina Cercel bun pe locul 2 uh, Stela Popescu regretată, doamnă. da și pe locul 1, Carmen Tănase Că de asta e și amintită mai devreme. Eu da. o admir, o iubesc, dar așa, actriță, okay. mai rar. Și replica ta favorită care e? Din? Din tot ce ai recitat până acum milioane de replici. A mea sau da. a ei? A ta. A mea? Da. Ce ai, mă, te-a bătut soarele în cap? <laughs> și acum râuri de nostalgie vor începe să curgă da. în fața micilor ecrane. Bun, deci am făcut uh, și top 3-ul, am rezolvat-o și pe asta. Uh, Diana, ai spus în podcastul amintit am precedent că tu și domnul soț, domnul Alin, nu dormiți domnul în același pat, că nu poate copilul să doarmă fără tine. Da. da. S-a remediat problema. S-a schimbat lucrurile, dormim toți trei acum. Nu cred. Da, da, da. Ba, copilul, deci... nu mai, copilul refuză să mai doarmă la el în cameră pentru că au fost niște seri în care l-a culcat Alin și a dormit cu Alin uh -huh. și eu m-am dus și m-am băgat acolo, în par lângă ei și de atunci a zis e mai bine cu amândoi. La mijloc? Da. Yeah. Și cât are, domne, 2,40 m 40 cât are? Cât? cât, Ce, cât are patul? 2, 2 4, pe 2 2 pe 2 E bine, e bine. E bine. E, adică aveți e okay, loc e okay. să întindeți picioarele. <laughs> și întrebarea mea, la care dacă vrei să-mi răspunzi bine, dacă nu vrei să-mi răspunzi, aia e Intimitatea în cuplu cum e menținută doamnă, că aceste lucruri leagă este o relație Este ceva ce nu poate fi descris, fiecare știe acasă Păi nu știu, uitați un film pe Netflix, când te uiți la un film pe Netflix dacă seara nu te uiți, când te uiți, dimineața E la... puțin, că nu stăm într-o garsonieră copilul, poate să doarmă în pat Până noi ne uităm la un film, bem un pahar de vin, avem sufragerie, avem canapea, avem băi, avem încă un dormitor, adică da. Am nu înțeles. chiar nu trebuie să desenez și asta mi se pare oricum niște lucruri am am primit și eu niște comentarii și niște mesaje eu am spus acest lucru uh, nu în ideea că viața mea intimă cu soțul meu nu funcționează uh -huh. ci că lucrurile sunt diferite într-adevăr, da. dar uh, nu mi se pare necesar să explic și să uh, desenez, desenez da. ce se întâmplă și cum se întâmplă da. pentru că sunt sigură că nu sunt singura femeie din România care doarme cu copilul de 4 ani în pat sunt femei care dorm copilul până la 7 ani alții până la 8, până la 9, fiecare cum consideră și cum, și asta Asta nu înseamnă că nu mai avem niciun fel de uh, intimitate cu soțul sau cu partenerul sau și mai departe. Să fim serioși. Și nu cred că trebuie explicată, dar uite, vezi, sunt drăguță. Puteam să tac mult, dar n-am fost. n am tăcut. Mulțumesc frumos, Diana. Deci, în continuare, am mai învățat ceva. Intimitatea se poate menține oricum. Și copilul, până la urmă, eu am întâlnit până la șase, șap, șapte ani cu Aimee și pot să înțeleg. Deci, vezi? Și da. asta nu înseamnă că s-a destrămat relația dintre ei. Niciodată. Este la voi mai chiar greu pare că, te... că nu. Nu, sub nicio formă. Nu. Adică este mai greu, într-adevăr, că nu e aceeași chestie ca la început. Dar orice, chiar dacă copilul ar dormi în patul lui, lucrurile se schimbă. Dinamica familiei devine alta. Asta trebuie să, adică să înțeleagă mai ales cei care nu au copii. Lucrurile se schimbă. Ei... N-ai mm. ce să faci, e altceva. Știu cum s-a schimbat la voi relația în momentul în care a început să crească Micuțul Carol avea un an, un an și ceva din câte am înțeles eu și până atunci tu îi urmărai locația soțului, iar întrebarea este dacă i-ai mai urmări locația soțului, că așa ai zis atunci că îi mai urmărai locația și că erai geloasă, doamnă. Da. Mai ești geloasă? Da. Dacă n-aș fi geloasă, înseamnă că nu mi-a păsat de el. Normal că sunt geloasă. Și el este, să știi, l-am întrebat acum câteva zile. Am ieșit cu fetele într-o seară și două zile mai târziu. Dar tu, nu ești tu gelos așa că am fost cu fetele la discotecă? Și zice, da, sunt gelos, dar ce-ar fi acum să nu te mai duci nicăieri că sunt eu gelos? Da, există, pentru că ne iubim Poți să pot să înțelegi, dar n-a fost niciodată distructivă gelozia nu. asta nu nu, nu, nu nu. E doar într-o zonă da. sănătoasă Da, cumva. e normal să fii gelos, e normal să te să ai întrebări de astea hm. Oare ce face? Oare se gândește la mine? Oare cu cine a vorbit la telefon? Mai am de Care dar e mai pisă loc dintre voi doi? Nu mai sunt. Nu mai niciunul dintre noi nu mai e. Aveți un copil mă, ce -s? Dar nu e vorba despre asta, este vorba de simplu fapt că uh, uh, e normal să mai fii gelos când se întâmplă din asta. Uite, soțul meu iese la un șpriț cu băieți într-o seară. Și se face 12, se face 1 și nu avem Și atunci îți pui niște semne de întrebare. Dar asta nu înseamnă că iau telefonul și îl toc înainte, de la 10 până la venea acasă. Ce faci cât mai Ce faci? Faci? Când, când vii, când vii, ce faci? Acum, mesaje și asta. Acum nu mai, lucrurile se schimbă. E altceva, pentru că avem încredere unul în celălalt, pentru că noi și toată lumea cred că gândește așa. În momentul în care întemeiezi o familie și te-a pus să crești un copil și să faci o familie, nu? Să muncești pentru familie, nu mai ai aceeași gri superficial. Nu okay, și același. e clar că există niște principii solide acolo, păi da. la bază. Păi da. De principii. păi da. Așa ar trebui să fie. Da. Păi sunt. Păi sunt. Am uh, Vorbeai uh, tot acolo despre faptul că ești foarte mulțumită cu viața ta, că te bucuri foarte mult de ceea ce ți se întâmplă, cu un singur amendament că voi ai 10 programe minus doamnă. Mm -hmm. da. Te-ai gândit vreodată să-ți faci o operație de aia de micșorare de ceva? Da. 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 Și de ce? Adică... Am vrut să-mi fac în primăvară, uh -huh. ca să fiu și la 40 de ani, trebuie să prind inel așa. Nu da. pot, că am hernie umbilicală și n-am putut. Adică ar trebui să mă operez cu totul, să-mi repar hernia, am și diastază la mușchi, să-mi cos și mușchii. Ar fi fost ceva mai complicat și am tot sperat că poate mai rămân gravide și că nu are sens să fac această operație în cazul în care aș rămâne din nou însărcinată. Mă mai gândesc și acum, că nu-mi place, că am burtică, adică sunt foarte con conștientă de trupul meu, dar mai zic că mai stai să treacă Crăciunul ăsta, că oricum o să mă <laughs> și mai vedem la anul. E frumusețe naturală, domnule. Până la urmă aș vrea să insistăm un pic asupra aspect că, mai, mai vrei un copil, Diana? Da? Aș, dacă aș mai putea, aș mai face unul, da. Dar din păcate nu prea mai am șanse atât de mari. Adică ai fost la medic pe tema asta? Da, Te-ai da. interesat să mai... Da, uite, vezi e o exclusivitate pentru tine. <laughs> Încerc și cred că Dumnezeu e mare și așa cum mi l-a dat pe Carol Dacă consideră că mai trebuie să mai fac un copil și mai pot să mai fac un copil Și că fac treabă bună cu Carol, îmi va mai da un copil Și ai vrea fetiță sau băiețel? Eu, sincer, aș vrea tot băiat, dar soțul meu vrea fată Dar acum știi cum e? Să ne dea Dumnezeu un copil și să fie sănătos, mai contează dacă ai fată sau băiat Asta e o treabă destul de ciudată cumva, că dacă ai deja un băiețel, de ce mai vrei un băiețel? Nu vrei știu, diversitate? Nu mm. Cum mă? Diana Dumitrescu ar avea o mini replică a ei care ulterior ar crește într-o altă deja. Diana Dumitrescu. Copilul meu care e unul la unul cu mine acum, care wow. <laughs> Carol seamănă leit cu mine, leit. Și domnul nu... Da, Alin, leit seamănă cu mine. Și domnul nu are treaba asta, deci bă, mă, Diana... Am mai avut momente și zice, hai că parcă seamănă puțin și cu mine. mai fie. 1%, fie 1% da. că ai fost și tu acolo. Cum arat. și felul de a fi, și caracterul, și țipetele, tot de la mine le are. Am înțeles. Impulsiv? <laughs> da. A, ai povestit când urla în lobby-ul hotelului și după aia la lift și după aia și în cameră că nu voia să doarmă, deci pot să înțeleg cumva da. de unde de prinderile. Ne apropiem de finalul interviului Diana și trebuie să punctăm și partea asta cu sărbătorile, domnule, pentru că urmează Crăciun mai mai puțin de o lună până la Crăciun și după aia Revelion. Cum te pregătești să fii ajutorul lui în Moș Crăciun? Se face scrisoare, nu se face e scrisoare. E micuț să se facă scrisoare, el cam își uh, exprimă dorințele, cam știu ce tip de dinoflosauro, coronosaurus, morosaurus. Rex. De, așa, nu, da. nu e T-Rex, deja am trecut așa. de el. să ne de la niște din asta ciudățele. Uh -huh. uh, și cam știu ce trebuie cumpărat. Uh, de, de către Moș Crăciun, care Moș Crăciun există și va exista întotdeauna. Da. Dar voi ce și vă... moș Nu avem moș, -ave moș avem moș Nicolai. Nicolai. am înțeles. <laughs> Dar vă faceți cadouri și între voi? Adică ești, da? pre ești pregătită? So nu, soțul meu va primi ceva de moș Nicolai, Da. Iar de... Puteți de sarcină pozitiv! <laughs> Doamne aștept de... Iar... La Emilie Burghele am avut gura aurită la al treilea, deci fii atentă, jur că cine vine aici la noi în emisiune și zică că se întâmplă, se întâmplă. Ai, Doamne Așa, bun! Iar de Crăciun i-am spus că anul ăsta va primi bucuria copilului când își primește cadourile. Te-ai frumos! Metaforă! Ai văzut O să-i pun o felicitare de la Moș Crăciun sub brașii lui. Am înțeles, deci ca de obicei, ca să tragă bărbatul tot greu, a fost și la cumpărături, s-a dus a cumpăra și tare pentru copil, a tăia și a lea pentru salata de băuf. E, eh, noi măcar ne bucurăm să vă vedem fericite, păi Diana, și fericiți, a -a. ne hrănim cu fericirea voastră, dar îl pui la treabă. Da, da, dar el gătește. Alin gătește, Se vede. <laughs> da, a fost cumva o treabă de nevoie sau și-a descoperit el această deprindere nu îi și a place. zis... Hm. E un mod de a se relaxa. Și e chestia care la începutul relației pe noi ne-a legat foarte tare, mm -hmm. că venea acasă după treabă și se apuca de gătit. Și eu stăteam lângă el cu un pahar de vin, el gătea, vorbeam, povesteam, ne așezam, mâncam și cam așa se întâmplă și acum, doar că mai ai și gâgâlicea lângă noi mm -hmm. care se uită la tabletă sau la televizor. Uh, el gătește și eu gătesc, dar el gătește și copilul pe care dintre voi îl preferă, pentru că vorbeam cu Nicolai Tand într-un interviu și îi zice ce găti și mai că sau o săptămână, dar după patru zile mi-au zis ce vin un face ce trece înapoi în bucătărie, că nu se poate. Uh, mănâncă, mănâncă, bine de la amândoi, doar că noi gătim lucruri diferite. Mie îmi place să gătesc mâncare tradițională, gen, nu știu să zic, o ciorbă, o supă, un pilaf, un orez, așa, Alin merge pe paste, pe grătar, pe vită care eu nu știu să o gătesc foarte bine E cu fonfleurile cum ar vine. Da și în funcție de aia mănâncă bine de la mândoi Am înțeles, de Revelion sau după Revelion plecați că de obicei cam așa se întâmplă nu. lucrurile Deci în România, domne? În România, nici măcar în România, acasă da. Anul acesta vom face sărbătorile exclusiv acasă și da. Crăciunul și Revelionul uh -huh. Nu plecăm nicăieri pentru că muncim și când muncim mai facem pauză, plecăm când am terminat de muncit. Uh, vin, că tu ai o familie mare, adică voi esteți Nu vine pat nimeni, patruf. vom fi trei. Noi trei. Unu, doi, trei. Ah, Diana, um, um, și um, o mamă, un tată, un frate, un um, nimic. Nu, fiecare la casa lui. Și noi ești de profesie uh, Nu, nu prea. S-ar putea să mergem în vizită la uh, bunica la soacra mea, uh -huh. pentru că ea se pregătește și ea cu moș Crăciun și ea foarte aproape, dar mama e la Constanța și nu cred că o să mergem acolo. Adică, sigur, nu plecăm, că n -avem, chiar n-avem cum. Alin muncește și n-am cum să plec mai Dar mai ce relație aveți, doamnă, cu soacra? Foarte bună. Ua. Am fost la cumpărături cu ea acum, la începutul săptămânii. Da? Soacra mea e delicioasă, simpatică foc. Râd foarte mult cu ea. Da, ea te, te, te simpatiza cumva? Adică te, te știa de la Televizor -am, că că... am avut și noi momente și momente Și când nu ne-am înțeles bine Și așa, ca o relație de familie mm -hmm. Dar uh, mă tratează ca pe fata ei, ca pe cumnata mea Pe care o cheamă tot Diana <laughs> Și cumva ne-am apropiat A avut noroc veni Da, de-a de lungul timpului ne-am apropiat Și să avem o relație foarte bună Puteu să nu jinx-it <laughs> Diana, că la cum te vedem noi pe tine La cât ești de... Tu ești un om foarte cald Mi se pare și cumva nu cred că are avea cine să Certe cu tine sau ce să țin pute M Pa, ai putea. Au, tu știi cum sunt familiile și familiile mari în general, mai există și certuri și discuții și nu știu ce, are ca să sunt niște chestii normale și naturale, exact, dar ca novele, domn. Da, exact. Dar noi ne înțelegem bine, adică suntem o familie ok. Ok, uh, asta chiar e ultima întrebare. Acum de uh, sărbători, uh, ei totul de-a gata sau intrișit uh, intri și tu în bucătărie alături de Alin și faceți chestii? Umpleți cârnatul, domne, cum ar veni? Faceți, uh, nu am făcut niciodată și băsar. nici nu cred că nu cred, n-am mașină de tocat carne, știu mm? cum se umple, okay. cum se umple până Da, cred că o cumpărăm. Dar voi face anul acesta, sunt hotărâtă pentru că anul trecut nu am reușit și oricum Carol era mic. Vreau să facem o căsuță de turtă dulce împreună uh -huh. și să o decorăm amândoi, să vedem dacă ne este și evident prăjitură Asta fac eu, iar restul trece în partea cealaltă. Tot ce înseamnă mâncare sărată, face soțul. Și rezoluție pentru 2024? Și asta chiar e ultima întrebare? Rezoluție? Nu am. Să vină viața cu bune, să le îmbrățișez pe toate. Ok. Îți mulțumim foarte mult, Diana Dumitrescu, pentru prezența în emisiunea noastră. În continuare, sper că oamenii au văzut și o altă versiune a ta. Sperăm că ești la fel de intangibilă cum erai pe vremuri, dar în același timp un om de care publicul să se apropie poate și mai mult. Să urmăriți pe uh, social media pe Diana, noi vă urăm uh, la mulți ani uh, și să vină și sărbătorile, și nu doar sărbătorile, și sărbătorile și anul următor să vină cu bune pentru toată lumea, așa Doamne cum ajută. ai cerut și tu, uh, și uh, să fiți sănătoși, poate, cine știe, să se îndeplinească și planul despre care am vorbit mai devreme și sper eu că am avut gura aurită. La mulți ani, dragi români, ea a fost Diana Dumitrescu, eu am fost Sabin Tudor. La revedere, o seară extraordinară!